Asta, domnule, numele Fortuna, celor care au fost acolo. Fortuna, nu sesizați în ceea ce s-a întâmplat la Timișoara nimic de care să vă despărțiți? Adică lucrurile... Păi, tot ce s-a întâmplat la Timișoara e pozitiv? Acolo armată, nu, dar acolo armată a tras. Este acest lucru s-a demonstrat. Din punct de vedere al Revoluției. Nu este pozitiv, nicio revoluție nu este curată, nu este frumoasă. Solidaritatea, o clipă, solidaritatea cu Tekes Laszlo, privită de azi, sunt 10 ani de atunci. Da, Fortuna. Este un lucru care poate fi validat de istorie? Este o altă problemă. Nu e altă problemă. Domnul Păunescu, solidaritatea cu Tekes Laszlo, eu nu sunt și am spus că Tekes Laszlo nu este cauza Revoluției Române, ci este doar un pretext. Domnul Fortuna, asta am spus. Dar atunci... Nu, dar armata română n-a dat cum nu, se deosebească. Populația, populația Timișoarei s-a ridicat aici în sprijinul unui preot care era persecutat în acel moment. Domnul Fortuna, una e Marius Mioc, care din perspectiva inocenței și dorinței de mai bine participă la Revoluție, și alta este ceea ce s-a manevrat dincolo de valul inocent și puternic al Revoluției. De ce vă spun acest lucru? Deci armata, aici vreau să vă aduc o clipă. Armata nu poate fi judecată pentru reacția ei care nu putea fi nuanțată. Dar nu e reacție. Armata este reprezentată de conducerea ei, domnul Păunescu. Dați-mi voie să vă citesc, aici am vrut să vă aduc și eu. Uitați-vă ce se spune aici. A fost informat că în interiorul armatei militare acuză puterea că apelează la armată numai în situație de criză, iar după rezolvarea acesteia nu îi asigură protecția legală, condamnând-o pe nedrept pentru faptele pe care nu le-a săvârșit. Și citează cazul minerea de recente. Suntem într-o dilemă care n-a fost rezolvată în cazul în care există o revoltă populară, armata poate fi trasă, scoasă din nou în stradă, pusă să tragă în popor. Aici este problema care nu s-a rezolvat. Și ajungem din nou în sistemul în care armata s-ar putea să tragă în popor și să spunem din nou cine este vinovată. Armata sau iar cei care au dat acolo. Cine aștepta la bordul de pe om? Cine faceți o mare greșeală. Vă rog să-mi spuneți. Uite, vă spun imediat. Da, vă rog. Mi-a stat spus întrebarea următoare. Să știe adevărul? Să vrea să se facă justiție? Vrem să facem să mă afla adevărul? Și tot mi-a trebuit, eu am spus de pildă nu. Da. Dar dumneavoastră continuați și culpabilizați armata fără să știți dacă e adevărat. Dacă s-a dat ordin la Timișoara să se tragă și armata a tras. Altele nu le știm, dar astea le știm. Toate acțiunile care s-au întâmplat în decembrie 89, inclusiv poziția revoluționarilor, care a fost e de singura curată, dacă e vorba așa și la singura care e curată. Toate astea trebuie spuse sub lupă. Pentru că toate astea au dedesubturi. Eu nu vreau să încerc acum să spun că n-a fost vinovată armata. Dar nici nu pot, în modul în care vorbești dumneata, să spun a fost vinovată armata. Pentru că efectiv n-avem elementele necesare. Nu vă supărați, suntem în două tabere total diferite. Stați, domnul! Eu am fost în fața puștii, dumneavoastră ați fost la Râmnicu Vâlcea. Domnul, nu vă supărați, nu e așa. Că dacă judecați sub imperiul acestei pasiuni, nu facem, nu aflăm adevărul. Este o realitate. Aici n-ar trebui să fiți nedrept cu oameni. Nu, total nedrept. O clipă, domnul Cervin, o clipă. Deci eu am văzut morți. Nu, dar a văzut alți morți. Se poate, dar discutăm nu, deci Revoluția nu, o clipă, nu faceți discutăm competiții de morți. Nu facem. Vă rog mult. Dar noi am văzut morți împușcați de armată. Domnul Fortuna. Armatei i s-a spus că respectivii vin în numele unei puteri străine și că acționează împotriva unității statului. Dar armata... Ce vă întreb acum? Nu, armata în stradă a văzut ce se întâmplă. Eu vă întreb acum cu toată autoritatea. Vă rog. După 10 ani, nu vedeți că unele lucruri din acelea se confirmă? Domnul Păunescu, eu Nu. Păi și atunci care-i patrul? Atâta vreme cât au existat în armată oameni care au văzut că în față stă poporul român și n-au tras și au pactizat cu el, așa trebuiau să facă toți, chiar cu riscul de a fi împușcați, chiar cu riscul de a da demisia domnul Păunescu. Domnul Păunescu, acea armata nu trebuie luată și pusă să tragă în popor. În popor. Armata trebuie să aibă... Dar armata are obligația că atunci când se manevrează împotriva integrității teritoriale să fie de gardă? Da.
Domnul, așa i s-a spus armatei că armata a făcut diversiunea la Timișoara, armata, deci conducerea reprezintă armata a spart. Deci nu putem să separăm armata de conducere. Să spună că au venit unguri. Domnul Stănescu, dumneata știi ce făcea armata ungară? Dumneata știi ce făcea armata ungară în decembrie? A avut exerciții până la granița română. Se poate, dar nu armata maghiară ne-am pușcat oamenii la Timișoara. Dacă îmi dați voie, domnul Fortuna, da. Este foarte grav ceea ce spuneți. În ce sens? Vă rog demonstrați. Demonstrez imediat. Da. În primul rând, nu armata trebuie culpabilizată și anumiți comandanți din armată, da. Generalii. Trebuie să facă distinție. Nu, vă rog, acum vă rog. Vă rog, lăsați-mi pe domnul Sandrescu. Dar să mă lăsați și pe mine, vă rog. De ce nu v-am lăsat? Ați vorbit până acum. L-ați strigat la noi aici. Dar nu v-ați strigat. În momentul în care am început să spun, au sărit toți pe mine. Vă rog, domnul Sandrescu. Sunt culpabilizați comandanții care au dat asemenea ordine, dar nu armata ca instituție. Este foarte gravă și confuzia pe care o faceți. În al doilea rând, colonelul Ghircoiaș, care a venit și a luat cadavrele de la Timișoara și le-a dus la București, la crematoriu și pe urmă a aruncat cenușa la canal, tot el s-a dus la spitalul de urgență și i-a luat pe teroriștii care erau acolo și mai mult a venit a doua oară și a luat și foile de observație. Colonelul Ghircoiaș, care nu e condamnat până acum, n-am auzit să fie condamnat. Este amnistiat prin decretul dat de Iliescu în ianuarie 90. Da, se poate, da. Deci, bun. A treia chestiune care vreau să vă spun. Am un caz. Un subofițer care era într-un tab aici la universitate, pe 21, a fost împușcat. Și pe masa de operație l-au întrebat doctorii la spitalul de urgență: cine te-a împușcat, domnule? Și m-a împușcat căpitanul meu care comanda tabu, fiindcă n-am vrut să deschid foc de mitralieră împotriva demonstranților. Deci, v-am dat acest exemplu ca să înțelegeți că armata ca instituție nu poate fi culpabilizată, că oamenii respectivi să supun niște ordine, dar iată că nu s-au supus ordinilor respective. Și se pot da multe exemple de genul acesta. Deci, încă o dată, vă rog foarte mult. Eu sunt absolut de acord că sunt generali și dacă vreți știți cine trebuie judecați. Păi hai să luăm pe toți generalii care erau maiori și colonei în 89. De ce arătați la Gelu? Pe fiindcă a spus o chestie, că nu, domnule, că nu vorbiți de colonei, că corpul generalul. Nu, domnule, erau maiori și colonei și în 3 ani de zile au ajuns generali. Ia să-i luăm pe toți să ia să-i luăm, să anchetăm, să vedem ce au făcut. Dar încă o dată vă rog. Da, și așa, de... Asta vi se pare o soluție să decupăm pe toți generalii ca... Știm care se face diferența între excesul de zel și datorie. Trebuie făcut această diferență. Fără deci această diferență, nu poți să faci disjuncția dintre conducerea armatei și armatei când îți convine și când nu-ți convine. Conducerea armatei reprezintă armata, domnul senator. Conducerea armatei care dă ordinul de represiune și ceilalți îl execută mai departe, dacă ar fi... Cum să vă spun? Asta reprezintă armata. Nu poți să spui că armata este bună și este armata română doar când face fapte glorioase, iar când face fapte rușinoase, ca aici nu mai este armata română. Dar trebuie demonstrat că face fapte rușinoase armata. Asta domnul Fortuna. Nu, asta nu s-a demonstrat. Domnul meu, o clipă, domnilor. Domnul Cerveni, domnul meu. Deci, ce vreau să spun? Chiar dacă cadrele militare au fost dezinformate și li s-a spus diferite scenarii. În momentul când au ajuns în fața manifestanților, au văzut acea masă de manifestanți strigând jos Ceaușescu, libertate, cântând Hora Unirii și ce făceau, nu puteau să nu-și dea seama de adevărata situație. Deci chiar dacă inițial au fost dezinformate, și unii și-au dat seama, dar nu au intrat în contact cu manifestanții și vedeau că sunt români, cei care au fost împușcați în Timișoara, sunt români, nu sunt cetățeni străini, sunt români, cei care au fost arestați, am avut aproape 1000 de arestați, nu avem niciun cetățean străin, dintre ei toți sunt români, deci știau foarte bine că trag în cetățeni români care strigă jos Ceaușescu și totuși au tras, au existat cadre militare care au pactizat cu manifestanții, este cazul lui Viorel Oancea, este cazul lui Nicolae Durac, mai sunt și alte cazuri și exact aceste cadre militare au fost eliminate din armată.